uitați că nu trebuie să le declare, că nu are nicio problemă. Domnul Manole, ce credeți? Am putea asista la o anulare a primului tur? Spre deosebire de doamna Trăilă, care este juristă, avocată și are experiență în domeniul ăsta, eu făcând facultatea de istorie nu mă pricep la... Dar sunteți bun dacă ați făcut facultatea de istorie, că lumea nu știe deloc istorie în ziua de azi, deci sunteți fix ce ne trebuie. Imediat vorbim și despre istorie. Da, mi-am făcut și licența pe un subiect relevant, dar nu despre asta e vorba. Acum vreau doar să zic că eu până acum niciodată nu am avut comentarii referitor la Curtea Constituțională. Este o instituție, la fel ca și alte instituții, justiție și așa mai departe, care au autonomia lor și care au reglementările lor, așadar au toată libertatea să-și facă și instrumentele să-și facă treaba. Nu am, realmente nu am o poziție, nici nu am citit măcar contestațiile celor care au transmis respectivele contestații curții constituționale. Am încredere că dacă e vreun subiect care aveți trebuie... Aveți încredere lămurit, chiar și după povestea Șoșoacă, care ne-a zdruncinat multora încrederea în decizia curții constituționale. Sunt foarte multe decizii controversate ale curții constituționale și eu niciodată nu o să comentez în funcție de cum îmi place sau nu, pentru că mi se pare că e normal ca instituțiile să nu-ți dea întotdeauna ție dreptate, indiferent cine ai fi, ca cetățean sau politician sau organizație. Doamna Sfătală, dacă să-mi permiteți, adică lipsa de educație până la urmă, calcă memoria strămoșilor lui prin acest apel. Domnul Manole, sunteți istoric. Ce părere aveți? Împărtășesc dezamăgirea față de mesajul ăsta, dar îi văd și o explicație, nu o scuză, o explicație. Poate generațiile actuale și generațiile mai tinere decât cea din care vine Connector ar avea mai multe informații dacă în București, de exemplu, am avea un muzeu al Holocaustului. E un proiect pe masa administrației din București de 8 ani de zile. Domnule Manole, vă puteți ridica un pic mai mult față de retorica de la locale? Știți, am mai purtat discuția asta chiar și în afara studioului. E mult mai mult ce discutăm astăzi decât știu ce cerere mai aveți dumneavoastră în contradictoriu cu Nicu Ciordan. Nu o să pronunț niciun nume. Lăsați-mă să termin dacă se poate. Vă rog. Ar fi păcat să nu vă dezavuați de acest mesaj pe care l-am văzut mai înainte. Dacă eu greșesc, se poate verifica și pot fi contrazis. Dar vreau să vorbesc despre idee, nu despre oameni și subiecte în mod personal. Haideți să lăsăm să-și termine ideea, vă rog. România este una dintre puținele țări din sud-estul Europei care nu are un muzeu al Holocaustului. Muzeele Holocaustului au rolul lor indiscutabil în educația generațiilor foste și actuale din școlile românești sau de pretutindeni. Păi și ce facem cu cărțile? Le ardem ca în Fahrenheit? Da. Nu ardem deloc cărțile, că oriunde există muzee ale Holocaustului, există și cărți. Ele oriunde există case de oameni, există cărți. Da, doamne, sunt de acord, dar lăsați-mă să termin. Ce vreau să zic, și îi spun doamnei Spătaru pe un alt ton decât la alegerile locale, este că acest subiect al necesității existenței unui muzeu al Holocaustului pentru educație, complementar cu cărțile despre care vorbiți și dumneavoastră, este un subiect care e vecin cu neînțelegerea despre mișcarea legionară, necunoașterea istoriei. Și pentru ca în viitor să nu mai avem astfel de accidente, ar fi foarte util dacă împreună am face front comun pentru un astfel de proiect. Ăsta era mesajul meu, de fapt. Poți să completez puțin? Da. Sigur.